PDL-ul la orașe a restabilit toți candidații, iar la comune sunt 10 comune care nu au încă candidat stabilit. Restul au unul, majoritatea au unul, dar și câte doi pe post. Credem că prima mare bătălie vom avea pe Colegiul 7, unde vor fi alegeri parlamentare, probabil până la sfârșitul acestui an. Oricum, vor lege până la data 12 ianuarie. Suntem în discuții cu NPR-ul pentru a nominaliza un candidat comun pe Colegiul 7, Oradea. Candidat pe care îl vom susține și cu care sperăm să obținem un scor cât mai bun, de ce nu chiar să și câștigăm. Într-un colegiu în care noi avem primarul orașului și încă trei localități, iar PSD-ul și PNL-ul au în restul de 13. Cred că vor avea o șansă mare PSD-ul să câștige, în momentul în care vor prezenta podul peste Dunăre, cu care au spus că vor face campanie electorală, care va lega cu Oradea de Bulgaria. Și, bineînțeles, dacă vor inaugura podul, nu avem nicio șansă. Dar mi-e greu să cred că acest pod va fi inaugurat până la alegeri. Pentru că s-ar putea să nu aibă loc, pentru că presa este toată plecată la București, unde se inaugurează autostrada suspendată a locului presului. Va trebui să venim cu un om pe care nu vi voi spune astăzi. Care să prezinte și încredere. Și care chiar să ajute locuitorii la acea zonă destul de săracă a țării. Poate printre cele mai sărace, cu excepția edificiilor. Și care se reprezintă real în Parlament, nu cum a fost, din păcate, reprezentat spre acum. Și asta nu cred că poate fi pusă în cărca unei PR-ului, pentru că fostul parlamentar din Colegiul 7 a fost în 95% din mandat parlamentar PSD, dacă ne gândim, tocmai datorită acelui pod grandios peste tot. Vom vedea, alegerile se apropie, vom vedea cineva va câștiga, vom vedea cum funcționează și USR-ul la Old. Sper să facă așa cum trebuie, unul să tragă pe și unul cea, ca să aibă PDR-ul și un PDR-ul în scor cât mai bun. De ce nu chiar o victorie în această parte a roșie, cum consider unii a țării. Legat de temele centrale, poate ați văzut că acum câteva zile în Parlament s-a votat legea comutării. Nimic surprinzător numai aici, cred că 99 din oamenii cinstiți și corecți pe care îi întreb din 1000 spun foarte bine că s-a votat legea comutării. Nu avea de ce să nu se voteze. Trebuie să rețineți însă că PSD-ul și PNL-ul în corpuri au votat împotriva acestei legi. Ceea ce înseamnă că au votat împotriva ca un Bergea Mondial dovedit la fel cămătărie sau alți astfel de cămătari faimoși din țară să facă bucurie cu această activitate a lor care ne norocește mii și zeci de mii de români țărea nenorocit de-a lungul timpului. Faptul că ei au votat împotriva nu spune decât că au o înțelegere cu acest indivizi care practică comandăria, probabil înțelegere care ține de susținerea în campaniile electorale. A fost profund dezamăgit când am văzut că explicația a sunat destul de
banal și laconic, noi nu votăm împotrivă la orice proiect. Asta înseamnă suficiență de care dau dovadă liderii, de fapt parlamentarii celor două partide. Dacă aveți întrebări de orice natură, politice, administrative, nu, este probabilitate foarte mare să fie acolo. Da, de la PDL sau de la UNFR? Și aici este discuția lăsată deschisă. Nu avem niciun fel de reținere de a fi de la UNFR. Mai ales că pe final de mandat acel post a fost la UNFR. Oricum, discuția va fi la nivelul președinților și a birourilor permanente. Au propus cei de la UNFR? Nu. Suntem în tatorile lor o listă scurtă de nume pe care lucrăm și în momentul în care am aflat date exacte despre ziua legilor, vă vom prezenta și